Da, eu înțeleg, fiule, înțeleg, dar totuși 7.000 de lei sunt foarte mulți bani și nu am... Eu știu că e Mercedes și costă mult, dar știi cum e, Mercedesul e brandul companiei noastre și nu putem... N-am putea cumva o reduce... Nu putem. Bine, fiule, hai că... Deci nu se poate... Nu, ok. Hai că văd eu cum mă descurc de bani. Bine, mulțumesc. Domnul să te ajute, mulțumesc. Of, zgârcit mai ești. Nu puteai să faci tu reducere sau să facem un barter ceva. Dădeam un tag la slujbă. În fine, acum trebuie să mă descurc să fac rost de bani. Cumva la bobotează. Cine o stă aici? Alo? Viața, o veni la tine popa? Deci când vine popa? A, nu ajuns la tine? Păi da, s-am răbdare, da, păi am răbdare, dar mă tăi la șasul ăsta și nu mai vine să ne răbdare. Văleu, Vieta, a venit o jocni la ușă, hai, dă-pate, pup, hai, da, imediat. Tezându-te tu, Doamne. Amine. Să rămână, maică, primești cu botează? Da, tineri, hai, intră. Dar ce casă mare are bunica, nu o duce în rău deloc. Păi casa așa e a nepotului meu, că el a plecat din țară, înțelegi? Și mi-a luat zami, s-a îngrijit de mâți, pisici, până se întoarce. Că dacă era el, nu te prime. Da, se simte că e slabă în sfințire, nu e har băgat destul în casă. Cine v-a lucrat aici? Nu, părinte, că casa așa nu mai fost sfințită până acum. Casa asta e nebobotezat. Opa, pentru prima oară? Păi să știți că asta înseamnă taxă în plus. Există o taxă pentru prima bobotează. Păi cum adică, părinte? Păi trebuie băgată bobotează mai multă să ajungă. E și cu etaj casa, nu? Da, e și cu etaj. Păi vă dați seama că aici este multă muncă de sfințiri, na? Costă ceva. Cât, părinte? Păi câți ani are casa? Cam 5 ani. Da, prima tare nu înțelegi că acum trebuie să bag material pentru 5 ani în casa asta. O să coste. Cam cât, părinte? Păi e 5 milioane botează simplă. Ori 5, așa. 25 de milioane. Așa. Plus taxa de prima sfințire, încă 25 de milioane. 50 de milioane, lejer, 5.000 de lei. Așa mult? Da, mama, e cam și taxa de pod. Ai, cum ai tu ai taxa de pod? Dar și doar nu ești venit de la Constanța. Pod, casa nu are pod. Trebuie sfințit și ăla. Ne! Bine, mai părinte. Dar văd totuși că aveți o mobilă foarte frumoasă aici în casă. Ce anume lucrează nepotul dumneavoastră? Nepotul meu e ghișela cu trup. Păi, mamaie, dar nu toți avem un trup? Nu, mă, e trupist. Nu înțeleg, nu știu ce e ala. Cum îi mai zice la trup? Corp? Așa, e corporatist, zice ala. A, e corporatist. Păi și are soție sau e singur sau cum e? Da, are și soție și ai trupist. Adică și ea lucrează la corporație? Nu, e model. Adică cum ar veni, model de poze sau? De sculptură. Cum adică? Adică stă așa toată ziua ca cu mințenia pământului și se gândește cum dracu să mai cheltuie eu banii de la prost. Am înțeles. Hai, nu vrei să mergi sus? Bine, haideți să mergem și sus, hai. Uite, aici e unde trebuie să-ți sfințești tu. Aaa, da. Dumneavoastră aici, bunică, aveți 3 camere? Păi da, 3. Păi e o problemă că costă mai mult. Păi de ce? Păi ca la chirie, maică, că mai multe camere, mai mult material. E normal că costă mai mult. Aveți și baie mare, vă mai costă încă 1.000 de lei, îmi pare rău. Și-mi pot, nu dai? Am... E cu infraroșu, trece prin pereți, nu mai trebuie să mai dau. Nu, fii atent! Podul este foarte bine izolat și nu trece infraroșu. Hai să dai și tu acolo 20 motociocuri și gata. Bine, hai că dau și-mi pot, dau pe costul dumneavoastră. Pe costul meu, hai! Ai. Ce? Hai, bine. Mamai, da, avem o problemă și cu podul. Ce problemă? Păi și podul ăsta e mai mare decât am crezut eu. Așa? Păi bani în plus. Plus că uitați, acolo aveți... Ce? Taba găurită și curge apă, se amestecă cu apa de ploaie cu apa sfințită, se diluează. Așa, te pomenești că trebuie să dai două mâini de bobotează sau cum? Păi facem treabă bună sau nu? Păi mai ceva ca tâmplarul ești. Ca zidarul. Păi vă lucrez bine, nu ca toți cărpacii de preoți, nu? Și meseriaș bun ești tu, mă, părinte. Păi nu? Deci, vă zic, mai cost un pic, da? Plătesc mai ceva ca... Hai, mă, părinte, dacă tot trebuie să fii... Părinte?
Așa, deci? Și cât, cât mă costă? Păi, mamaie, deci după cum am discutat, 5.000 de lei parterul, plus 1.000 de lei etajul, care totuși camerele alea mari și plus baia aia mare cu cadă, acolo nu mai zic de câte păcate acolo și-ar trebui să dau, plus etajul care dita mai podul, apa sfințită, cum am discutat, cu diluat, cu asta, 7.000 de lei, rotund, eu sunt ok, dacă e să pierd eu bani, asta e, am făcut un bine. Părinte, de înainte să primești tu banii, nu ai vrea tu să te trimiți la niște prieteni de ale mele? Și o să cașă care tot așa au fost nesfințite, la fel ca asta. Și zici? Clienți? 6? Da. Păi te-am înțeles că vreau, cum să nu? Vrei tu să-ți arunc? Da. Dar fii atent cum faci. Mergem pe principiul 20-80 și lucrări îți aduc eu, îmi dai 20%. De acord? Bine. Avem 70 milioane, da? 20% din 70 milioane, 14 milioane, ori 6 case, faci 84 de milioane, așa că tu ai să-mi dai mie 14 milioane, accept și cash. Dar nu, fiica mea, dar nu am cum să dau banii ăștia. Păi cum dăm și noi? Nu-ți convine? Pierzi contractele. Ai Revolut? Alo, Vetuca! Ce fac? Vini, popa, ai răbdare că l-am trimis acum la tine. Auzi, Vetuca, vezi că-ți ia foarte mulți bani pentru sfințit, dar tu fii fată deșteaptă ca mine și trimite la încă 6 case și nu-ți mai ai niciun bani. Ba, din cont, îți dă bani pentru sfințit, înțelegi? E ca la mele mei, nu vrei să fii înscrisa mea? Ia o foaie și un pic și scrie ca mine, cum îți zic. Fă-te, frate, cu popa ca să treci puntea.